Salut! În primul rând, nu va fi un video obișnuit. Ce vă voi arăta aici nu e versiunea normală de Sims, ci va fi versiunea modată de Sims Freeplay, pe care am să vă arăt cum să o instalați. Știți voi, versiune modată vine cu bani și Sim Cash și toate cele. Mi se pare plictisitor la un moment dat, după ce joci versiunea modată, pentru că, evident, poți avea absolut orice. Și, doar ca să vezi ce se întâmplă mai departe, presupun, dacă te-ai blocat undeva. În fine, în primul rând, dacă aveți versiunea din Play Store, vreau să știți că nu o să mai aveți jocul cu aceeași salvare, va trebui să o luați de la început, cu versiunea modată, deci dacă nu vreți să faceți chestia asta, nu instalați versiunea modată, evident. Bun, deci după cum am spus, dacă aveți versiunea din Play Store, va trebui să vă duceți în ea. În primul rând, ar trebui să vă duceți la Read More. Și unde scrie version 5.30.3. Aia ar fi versiunea pe care ar trebui să o găsim ca să o instalăm ca versiune modată, pentru că aia e cea mai recentă. Dacă nu putem găsi versiunea 5.30, o să căutăm una anterioară, nicio problemă. În primul rând, va trebui să vă dezinstalați versiunea asta, după cum am spus, nu veți mai avea aceeași salvare, din păcate. Da, asta e. Și dăm uninstall. Iar acum va trebui să vă duceți în Chrome, mă rog, într-un browser pe care îl aveți voi, poate să fie și ăla care vine cu telefonul, ori Chrome, ori care aveți voi. Și în Google va trebui să scrieți The Sims Freeplay 5.30 modded APK. Bun. Presupun că site-ul ăsta de deasupra are versiunea, deci o să intrăm pe primul site, care e de la android-1.com. Bun. Aici aveți download și apăsați acolo pe download. Așa. APK and zip. Bun, va trebui să descărcați ambele chestii astea. În primul rând va trebui să o descărcați pe prima, care la final are .apk. Așteptați secundele alea, ce zice acolo. Și dați download. Și așteptați să pornească. Bun, când apare chestia asta jos, this type of file can harm your device, bla bla bla, îi dați OK. Și pornește descărcarea și s-a descărcat deja. După care mergeți înapoi. Și aveți versiunea unde e .zip. Și va trebui să o descărcați și pe asta. Din nou așteptați puțin. Și îi dați din nou download. Și din nou cu aceeași chestie îi dați OK. Teoretic s-a descărcat. Bun, hai să vedem. Dacă nu, o să trebuiască să intru pe alt site să iau chestia asta. Bun. Intrați unde? În File Manager, în Internal Storage sau unde aveți voi. Și căutați în Download. Oh boy. Și în download aveți chestiile astea două descărcate și observ că nu e nicio diferență între ele, deci hai să instalăm oricare din ele.
Deci numai una, cred că era destul să descărcați. Bun, și alegeți una din ele și dați în stow. Sper că nu mi-am luat țeapă. Bun, când s-a instalat îi dați open. Și după cum am spus, sper că nu mi-am luat țeapă. Ok, și face update, download in progress. În sfârșit s-a încărcat. A durat cam mult. Enter my age. Bun, și dau accept. Nu vreau să mă loghez. Vreau să-i dau start new game. Presupun că dacă i-ai da gen download save data înainte să-i dai start new game, ți-ar aduce versiunea pe care ai jucat-o ultima dată cu banii pe care i-ai avut și chestii, deci nu ți-ar da toți banii ăia din versiunea modată, etc. Am să iau pe tanti, ups, geniule. Bine, eu fac cu coana asta. Vreau doar să văd dacă am banii sau nu. Urăsc tutorialele. Da, da, știu ce am de făcut. Bun, deci a mers versiunea asta. După cum vedeți, avem două, doamne, miliarde de bani, bilioane, habar n-am. În fine, ideea e că versiunea asta a mers. Deci tot ce aveți de făcut este să descărcați doar o singură chestie din alea două. Puteți să o descărcați și pe prima. Cred că am instalat după prima chestia. Da. Ei, uite că acum dacă tot am bani, vreau să cumpăr cei mai scump. Uite, eu vreau pe asta și dau unlock pentru că îmi permit. Bun. Pune acolo o toaletă. Ideea e că merge, după cum am zis, aveți banii și toate cele. Da, da, tanti. Doamne, urăsc tutorialele. Bun, o să-l închid pentru că, mă rog, am văzut despre ce e vorba. Nu mi-am luat țapă, într-adevăr. Durează ceva până își face acel update după ce le instalați. Deci, după cum am spus, din versiunile astea două e destul să o descărcați doar pe prima, pentru că a doua e același lucru. Deci, pur și simplu vă duceți pe prima, după cum am spus la început, așteptați puțin și după ce îi dă started și apare jos chestia aia, îi dați OK. Ați văzut la începutul videoului cum să faceți chestia asta, doar că nu le descărcați pe amândouă. Și din nou, după cum am spus, îi dați doar download. Și
Restul, după cum am spus în versiunea, în începutul videoului. Când o să apară o versiune nouă de Sims, nu vă așteptați să iasă imediat versiunea următoare, gen ca mod. Dar acum nu știu, dacă ați instalat-o pe asta și aveți deja banii, cred că puteți să-i faceți update prin Play Store și încă o să aveți banii. Dacă nu, de fiecare dată ar trebui să vă descărcați următoarea versiune nouă, care de obicei poate să dureze o zi, două, trei, nu știu, până o scoate cineva. Ca să vedeți versiunile, știți deja că o să vă apară la update și puteți să-i dați voi la Read More și jos la Version, veți ști întotdeauna ce versiune aveți. Deci asta pe care am făcut-o acum e pentru versiunea 5.33. A mers, deci vă urez și vouă succes și distracție plăcută!